Sărăcia a ajuns o problemă tot mai apăsătoare la nivel mondial de când a debutat pandemia de COVID-19. Numărul oamenilor care trăiesc astăzi în sărăcie a crescut pentru prima oară în două decenii. O analiză a Băncii Mondiale arată că 732 de milioane de persoane își duc traiul cu mai puțin de 2 dolari pe zi. Vorbim de aproape 100 de milioane de oameni care au sărăcit în timpul pandemiei. Este o creștere fără precedent, iar criza economică provocată de criza sanitară a dat înapoi 5 ani de progrese în reducerea sărăciei, mai arată raportul oficialilor Băncii Mondiale. Cu mai multe date despre acest subiect, mi se alătură colega mea, Maria Nedelea. Bun găsit! Potrivit datelor furnizate de către economiștii Băncii Mondiale, creșterea sărăciei care a avut loc în 2020 încă persistă și continuă să fie de 97 de milioane de persoane în plus față de perioada de dinainte de pandemie. Virusul a dus și la un regres istoric în lupta împotriva sărăciei la nivel mondial, iar numărul celor mai săraci din lume a crescut pentru prima dată în ultimii 20 de ani. În timp ce săracii au ajuns la sapă de lemn, bogații lumii au devenit și mai bogați. Anul trecut, miliardarii s-au bucurat de cea mai mare creștere a cotei lor de avere înregistrată vreodată. Reprezentanții ai unor organizații non-profit care lucrează pentru a reduce sărăcia în Africa și Asia au subliniat decalajul tot mai mare de bogăție. Aceștia spun că cele mai bogate 3 persoane din lume ar putea să elimine ultra-sărăcia de pe pământ. Recent, cei 1% din top au fost supuși la presiuni pentru a se implica în problemele umanitare. În noiembrie 2021, directorul programului alimentar Național al Națiunilor Unite a cerut miliardarilor, inclusiv celor mai bogați 2 oameni din lume, Jeff Bezos și Elon Musk, citez, să facă un pas înainte acum o singură dată. Închei citatul. Acesta a declarat că donarea a 6 miliarde de dolari sau aproximativ 2% din averea netă a lui Musk ar putea ajuta la rezolvarea foametei în lume. Acești bani ar salva practic 42 de milioane de oameni care vor muri de foame dacă nu vor fi ajutați la timp. Apelul a primit un răspuns din partea lui Musk, care a declarat pe Twitter că dacă organizația ar putea prezenta exact cum finanțarea a rezolvat problema, ar vinde acțiunile Tesla imediat. Dar CEO-ul Tesla nu a mai răspuns public atunci când ONU a publicat un plan în noiembrie 2021.